Morning Glory, Morning Glory. Să nu o recunosc pe Flori. Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, acum puteți să deschideți reșourile, radiatoarele din alea făcute din BCA. Ne prindeți acum pe toate formele vechi de încălzire, calorifere vechi din fontă, bătrâne calorifere din fontă. Acolo se recepționează cel mai bine emisiunea de radio Morning Glory, de tip radiofonic, scuze. Și îi spunem, acolo ne și vedeți live, pe Facebook, pe astea, ne vedeți live, îi spunem bună... Da, scuze, scuze. Bună dimineața! Doamnei profesor Mihaela Miroi. Bună dimineața, doamne! Bună dimineața tuturor! Așa. Azi ar fi fost ziua animalului de Nicolae Ceaușescu și vreau să vă întreb dacă este adevărată legenda potrivit căreia tramvaiul 26 nu exista pentru că asta era ziua animalului și din aceste motive se evitau... Nu e adevărată legenda asta, e... face parte din folclor, dar vă spun eu ceva mai interesant cu 26. M-am chinuit din răsputeri să nu nasc pe 26 ianuarie. Am făcut tot posibilul să intru în 27. Pentru mine ar fi fost o oroare să nasc pe 26 ianuarie și într-adevăr mi-am născut fiul pe 27, dar am fost la limită. Numai gândul acesta și era mai mult decât repulsiv. Era horror. Condiția femeii în perioada aia, nici nu știu, se putea spune ceva despre condiția femeii, scuze. Nu prea. Mă gândeam să ne imaginăm o zi obișnuită din viața noastră dacă nu s-ar fi întâmplat momentul 1989, cum ce am fi făcut noi astăzi? De dimineață până seara. Într-o seară, da, condusă de animalul Nicolae Ceaușescu și camarila sa, nu? Sau cum se spunea la Revoluție? Camarila. Da, și sinistra sa soție. Și asta, da. Și mai corect. Deci cam cum ar fi decurs o zi? Trebuia să ne trezim dimineață, foarte de dimineață, pentru că probabil că venea și laptele sau începea înrolarea la tacâmuri, cum le numeam noi, ghiare de pui, cu niște pieți descărnați. Așa. Și chestia asta se făcea prin rotație, se ținea rând, se punea o pungă la coadă, o pungă, mă rog, groasă la coadă, sticlele de lapte se aliniau și ele acolo. Nu deschideam nimic, pentru că ne era frică și în situația în care am deschis o cutie de conserve, am auzit un discurs al lui Ceaușescu. Da. Deci ne era frică de radio, ne era frică de orice fel de chestie care transmitea informații. Țin minte că în ultimul 26 ianuarie, cel din 89, am cumpărat eu o România Literară, dar spun mai târziu despre asta. În fine, dacă apucai să pui un picior pe scară și o mână pe bară, reușeai să urci într-un tramvai sau autobuz sau ceva, să te ducă la serviciu. Autobuzele aveau tuburi de gaz deasupra, pentru cei care da, n-au văzut fotografii. Da, aveau și noi stăteam, efectiv. Eram foarte ecologici. Era un mare succes să apuci o bară la orele de vârf și să apuci măcar să stai cu un picior pe scară. Adică murit un astfel de accident era efectiv o banalitate. Ajungeai la servici, respectiv în cazul meu la liceu unde predam. Acolo nu erau mai mult de 17 grade, de obicei 15-16. Era în palton, că era iarnă, îți scoteai mânușile care aveau degetele libere să poți scrie, înghețai, pe toți pereții se aflau portrete cu Ceaușescu și pe culoare portrete glorioase cu Ceaușescu în diverse alte situații. Deci o lume în care nu voiai de fapt să vezi în jur, o lume în care ți era frică să deschizi ceva și această lume nu era numai pe 26 ianuarie. Era imediat după Revelion, când începea cu celebrarea Elenei Ceaușescu și continua cu celebrarea, amândoi erau născuți în ianuarie. Era un șir mare de ode. Veneam acasă, înghețam din nou în apartamentele noastre, bunica încălzea câte o cărămidă
cu ce putea ca să ne pună în pat, pentru că paturile erau extrem de umede și de reci. Ne încălzeam copilul prin frecare, efectiv prin frecare, îl frecam ca să îi fie cald. De ce toată treaba asta? Știi, acum am putea să fim întrebați, păi de ce nu încălzeați cu ceva? În primul rând, erau ore de electricitate foarte limitate. De regulă, 2 ore dimineața și 3-4 ore seara. Să pui ceva în priză, pe parcursul zilei nu se putea, pe parcursul nopții nici atâta. Pentru că era limitat, aveam rație pentru orice, inclusiv pentru consum de curent. Și aici începea sabotajul, respectiv tehnici de descurcare. De exemplu, contoarul electric era sabotat vrând un film din filmele astea de... Acum e greu de înțeles pentru cei care nu le-au prins. Erau filme de pentru fotografie, care se puneau în aparatul fotografic, să tăiau fâșie de film, se băga în contoar ca să încetinească mersul aparatului care înregistra. Să nu știam. Aveam colegi care erau mai pricepuți tehnici și erau specialiști în mărirea duzelor de la aragaz, pentru că flacăra era foarte, foarte mică, ea venea mare de-abia pe la 12 noaptea. Era și o anecdotă, iertați-mă pentru caracterul ei licențios, cei mai mică și mai mică decât păsărica de furnică, flacăra de la aragaz. Da, așa e, da. Adică erau formele noastre de a cumva detensiona din starea de umilință și de disperare care n-avea deadline. Dar cine avea pat în bucătărie? Huzurea? Da. Pentru că acolo era cuptorul. Puteai să mori și intoxicat și probabil că s-a și murit. Așa. Multă lume a murit intoxicată. Și peste toate lucrurile astea care țineau, să zicem, de aspectul epidermic, de hrănire și de multe alte lucruri de, să zicem, care țineau de existența noastră biologică, toată povestea asta era o desfințare a noastră ca oameni în sensul libertății, creativității și a potențialului pe care îl avea. Adică, pe scurt, n-aveai voie să crești nici măcar cât un arbore bonsai. Libertatea de a face altceva decât ți se trasează. Acum, pentru cei care sunt mai noi pe pământul acesta și slavă Domnului n-au apucat, ei trebuie să înțeleagă că un astfel de regim, un regim care presupune că tu, eu, oricine, nu avem minte, nu avem cap. Pe scurt, că ne trebuie capul unui conducător care să ne spună, inclusiv pentru fiecare în parte, ce trebuie să ne dorim, cum trebuie să trăim, ce trebuie să facem și cât avem dreptul să consumăm, da? Uh-huh. Deci, pe scurt, ceea ce se nega în mod fundamental și se neagă în regimurile dictatoriale crunte, este capacitatea persoanelor de a-și hotărâ singure viața, de a face alegeri, să zic așa, de capul lor. Nu aveam cap la purtător. Păi uite, Coreea de Nord face chestia asta cu foarte mult succes în continuare. Succes pe naiba, e un horror acolo, ferească Dumnezeu. Da. Deci aia nu e o lume, e o rușine, e o pată sinistră pe fața umanității, Coreea de Nord. Spuneți-mi mai departe cum era viața. Să spunem femeile. Noi avem acum, am strâns niște povești apropo de femei, violență domestică, divorț, avort, mame adolescente, educație sanitară. Violența domestică nu era pedepsită decât dacă conducea la distrugerea capacității de muncă a unei femei. Nu exista lege împotriva violenței domestice. Asta e clar. Să zicem, violul conjugal. El nu exista. Exista în codul familiei datoria familială de a avea relații sexuale. Adică femeia avea un rol reproducător, da? Exact. Era, să zicem așa, un animal de plăsilă și de muncă și de povară. Nu? Trebuia să facă și mâncare? Să spele? Nu, trebuia să facă de toate. 47% din forța de muncă din România era alcătuită din femei.
adică pe scurt. Era un fel de Shiva care trebuia să țină cu o mână strungul, cu cei mai rămânea copiii, cu alta cratița cu picioarele, cozile și așa mai departe. Și pe deasupra, hai să ne imaginăm că am fi puși în următoarea situație, în care noi eram puse, pentru că eu am avut 34 de ani când s-a terminat comunismul. Deci începând cu 1966, femeile tinere, capabil apte să se reproducă, respectiv până pe la maxim 45 de ani s-a ajuns, erau obligate să facă controle ginecologice cu orice prilej. Fie dacă erau în fabrici, era mai simplu, că le încărca în camioane sau în autobuze și le duceau la medic forțat. De ce? Pentru ca să prindă și să înregistreze sarcinile. Să nu poți face un abort. Asta e foarte clar. A doua, să nu ne închipuim că existau contraceptive accesibile, pentru una din problemele țăcăniților care nu vor libertate reproductivă e, ne puteți să luați contraceptive. Nu erau. Sau dacă erau, ele erau de pe piața neagră. De regulă aveai mai mult acces dacă trăiai în zonele de graniță și puteai să iei de la ruși, puteai să mai iei, cele mai multe veneau pe filieră maghiară dintre aceste contraceptive. Foarte puțină lume avea acces la ele. Protecția masculină iar era o mare problemă, odată pentru că bărbații considerau și era un fel de idee oficială că ei nu trebuie să-și bată capul cu sarcina unei femei, dar deloc. Nici dacă o lasă, nici dacă nu o lasă însărcinată, nici cum se chipurile descurcă ea după aceea. În cazul în care, să zicem, aveai o iminență de avort, provocat sau natural, n-are importanță. Și voiai să nu faci septicemie, stând în casă și ne ducându-te la medic. Deci dacă te duceai totuși până la urmă la un spital, pentru că făceai hemoragie, făceai febră și așa mai departe, la spital, doctorii nu aveau voie să-ți facă nimic dacă nu venea procuratura și miliția care stătea lângă tine în condițiile în care riscai septicemia sau să mori prin hemoragie, ca să declari ce ți-ai făcut și cine ți-a făcut. Era posibil să te lasă să mori dacă nu declarai, pe de-o parte. Deci murai de septicemie sau murai de hemoragie. Iar dacă spuneai, asta însemna pentru tine închisoare, ca și pentru persoana care te-a ajutat să faci un avort. Cu alte cuvinte, cum să spun, anumii, din punctul de vedere al femeilor, viața de atunci, ca o viață care avea conotații sexuale plăcute, dezirabile și așa mai departe, este pur și simplu o prostie. În realitate, au fost generații de femei care au trăit într-o frică continuă, într-un risc continuu. 10.000, cifră oficială, au murit din avort în condițiile astea și au fost 10.000 de orfani, de copii orfani sau de copii abandonați. Practic, Ceaușescu era pitit cam peste tot. Dacă îmi permiteți licența vizuală. Era, inclusiv în uterul femeilor. Exact, asta voiam să spun. De undeva îi se vedea privirea ascultătoare. Dar nu numai lui. Nu numai lui. Aici era o armată întreagă de bărbați. Vă spun foarte clar, pentru decretul anti-avort a fost aprobat și discutat numai de către bărbați. Feminismul are o față nouă în România, adică într-un fel sau altul, deși avem în continuare multe lucruri despre care să vorbim și nu sunt neapărat luminoase, condiția femeii, vi se pare că mie așa, na, că umblam cu sacoșe în mână și că eram morți de foame, urâți și prost îmbrăcați, asta e o cu totul altă poveste. Dar vorbind acum despre drepturile omului și vorbind despre drepturile femeii, că așa pare că femeia nu intră neapărat totdeauna la drepturile omului, ziceam că să vedem cum arată povestea asta acum după dumneavoastră, pentru că sunt și oameni care tânjesc, sunt nostalgici, mai ales unii care n-au cunoscut fenomenul și îți vine să îi dai cu capul de bar. Asta e foarte adevărat. E foarte adevărat și că nu prea au de unde să-l cunoască, pentru că o parte din părinți
procedează prin uitare intenționată. A fost așa de oribil că nu vreau să-mi amintesc, nu vreau să vorbesc. Da. O parte dintre, mai ales bunici pentru cei foarte tineri, își amintesc cu nostalgie vremea aceea, din cauza statutului lor profesional, pierdut în anii 90. Erau cineva și toată lumea avea de lucru, nu? Da. Și prăbușirea industriei în anii 90 a dus multă lume în situație foarte, foarte frustrată și a uitat toate relele din anii 80, aducându-și aminte că ei erau cineva și acum sunt nimeni. Un lucru care poate să fie în mare măsură înțeles, dar care de obicei se întâmplă ori de câte ori se intră într-un faliment generalizat. Pe de altă parte, mai luăm o variabilă. Foarte mulți oameni care încă trăiesc erau atunci tineri și mai erau și bărbați. Nu? Decretul nu i-a vizat direct. Erau într-o perioadă glorioasă din punctul de vedere al dezvoltării lor. Erau în plenitudinea tinereții. Le era drag de ei că funcționau în parametrii, să zicem, dezirabili din punct de vedere masculin și au nostalgia asta. M-au îmbătrânit, da. Le-a trecut mălaiul prin traistă și echivalează comunismul cu tinerețea lor potentă, să zicem. Înevazați. O amintire, da. Mă rog, rușinoasă, aș zice, da? Hai, merge. Ne întoarcem puțin la momentul în care ați cumpărat România Literară. Așa, da. Pe 26 ianuarie, da? Colosal. Mi-amintesc că am cumpărat ultimul număr din România Literară, eu citind de regulă în metrou, în drum spre școală, și deschid la pagina din mijloc. Era un poem care era pe amândouă paginile de mijloc, deci pe nenumărate coloane, cât înseamnă o revistă mare deschisă fix la mijloc. Poemul se numea Ctitorul de Aștri. Ctitorul de Aștri, deci se întreceau poeții de serviciu ca să caute metafore nemaipomenite în condițiile în care limbajul folosit pentru cuplul Ceaușescu și pentru Nicolae Ceaușescu, gen savanta de renume mondial, geniu Carpaților, personalitate planetară, minunea lumii și așa mai departe, așa. E, acum să îl faci și ctitor de aștri, adică Dumnezeu, deja și pentru mine a fost un șoc, era să... Efectiv era să mă blocheze scara de la metrou, pentru că am făcut un șoc foarte mare când am văzut asta. Era o poză, un fel de tablou votiv cu familia Ceaușescu, făcut de Sabin Bălașa, de altfel un pictor foarte bun. Pictor de curte însă. Toată treaba aia și tot conținutul acelui mega poem semnat Ion Potopin, desigur că era un pseudonim. Era un fel de dovadă solidă a nimicniciei și prostiei și lașității în care se complăcea lumea culturii în România. Oribil. Efectiv oribil. Adică, cum să spun, Ceaușescu nu era posibil fără camarilă, fără securitate, fără, activul de partid. Dar cultul lui, faptul de a ajunge să-l faci, ia că ce e bunul Dumnezeu, nu era posibil fără o mulțime de oameni din sfera culturii care erau extrem de slugarnici. Acum, ce mai putem noi înțelege dincolo de glumele și nostalgia asta simpatică, punga cu pungi, petrecerile de altă dată, aerul retro al petrecerilor de astăzi și, componenta sa cool. Ce mai putea noi prelua de aici sau care ar fi mesajele cu care putea convinge un tânăr neștiutor că e dincolo de greșit, este inuman să te gândești că s-ar putea, ar fi bine să se întoarcă o astfel de lume? Eu de mult spun asta și îmi pare foarte rău că nu s-a realizat. Să păstrăm un bloc eventual
dintre acela confort 2-3. Exact așa cum era atunci, în condițiile materiale de atunci, cu tipul de electricitate, restricțiile de gaze, etc., în același timp, cu vocea lui Ceaușescu care să izbucnească din toate difuzoarele posibile și cu un ecran mare cu chipul lui cu șapcă, înconjurat de flori și de copii care se entuziasmează și de el ținându-și discursurile alea toante și aș ține pe fiecare acolo cât vrea să reziste, cât poate să reziste. După care întrebarea ar fi, ok, vreți asta? Este foarte greu. Foarte greu când nu ai trecut. Deci gradul de empatie e foarte mic pentru lucruri prin care n-am trecut. Cultura istorică pe tema asta este proastă. În manualele de istorie e foarte puțin și precar analizată perioada aceea. Dar dacă vi se spune, haideți domnule că a fost o greșeală ce s-a întâmplat acolo, nu ăsta este comunismul, nu pentru asta am murit noi la Revoluție, altceva trebuia să iasă, ce am clocit și ce a ieșit, dacă vă aduceți aminte expresia, cum răspundem la asta? Păi, în primul rând, ce am clocit ce? Păi, adică problema este că era o teorie frumoasă, început, nu? Da, de la bun început a existat un singur mare consens popular. Nu mai vrem dictatură. Nu-l mai vrem pe Ceaușescu și nu mai vrem un sistem dictatorial. Ăsta a fost un consens. Era pentru om, era pentru egalitate, era pentru... Ok, deci un consens care însemna un singur lucru. Lăsați-mă în Dumnezeu meu să fac ce mă duce capul și să trăiesc așa cum pot... După puterile mele, ăsta e mesajul antidictatură. Am găsit un comentariu, o să vă placă. De acum, din, din live-ul nostru. Hai să găsim și ceva frumos, că nu era totul așa de negru. Hai să găsim ceva frumos. Peisajele erau tot frumoase. Marea era la fel. Atmosfera de la mare, mai ales în... Costinești, 2 Mai și Vama Veche era incomparabil mai frumoasă decât acum. Iată ceva frumos. Incomparabil mai frumoasă. Prieteniile în bună măsură erau mai solidare. Pentru că oamenii împărțeau puțin și nu puteau trăi doar din resurse individuale și atunci creștea gradul de împărțire, de solidaritate. Noi alergam de la unii la alții. Unii primeau porcul de la bunica și era o mare ospăț pentru toți prietenii, alții aveau sobă cu lemne și reușiseră să facă rost de lemne și mergeam să ne încălzim, unul avea o perioadă apă caldă și mergeam cu prosoapele să ne spălăm. Sigur că lucrurile astea aveau și ceva foarte frumos în ele. Capacitatea noastră de a împărți puținul acela, de a nu fi egoiști în puținul nostru. Acum, sigur, multă lume devine egoistă în multul său. Și atunci, acel puțin, cumva crea rețele de solidaritate și prietenii solide. Pe noi, de exemplu, ne țin și acum. N-am schimbat niciun prieten de atunci. Toată lumea e la locul ei și toată lumea are, sigur, și o nostalgie, dar nostalgie care? După faptul că eram tineri și că am avut atâta minte să nu ne lăsăm nici să cădem din punct de vedere psihic, nici să ajungem niște pupini curiși nenorociți ca să ne rezolvăm problemele, să nu ne fie rușine de noi când ne uităm seara în oglindă și în același timp să putem să fim creativi în micul nostru cerc, cercul nostru de prieteni, se numea Cârmâr. Cârmâr era efectiv onomatopeic. E alcătuit din oameni foarte interesanți. De exemplu, unul dintre ei acum este președintele Uniunii Artiștilor Plastici. Alții, mă rog, au ajuns în diverse alte poziții, că au putut, că au fost liberi să-și dezvolte talentele. Ne e drag unul de altul. Revoluția noastră a început de la mai nimic, dar ne-am ținut unul pe altul. Sigur că poate că e un context când ostilitatea foarte mare creează și asemenea relații. Și am făcut multe cercetări, dar de fapt nostalgia principală se leagă de astfel de moment. Momentele de solidaritate mare, nu,
vecinii care își dădeau câte o cană de zahăr sau de făină unul altuia că se termina rația. Faptul că te cărai prin trenuri cu uleiul din București ca să-ți iei pui de la din Transilvania, nu? Era ceva cald și frumos în felul în care oamenii reușeau să reziste mizeriei. Există o... pentru că era mizerie. Era absolut mizerabil și faptul că din mizeria asta, să spunem, se vedea lumina prieteniei, a unei solidarități, care, sigur, erau probabil puțin mai profunde, poate tocmai pentru că, deși cred că ne-am gândit că lipsurile dezbină, mie mi se pare că lipsurile apropie, dintr-un anumit punct de vedere. Și cred că lipsurile te și fac să te gândești la the bare necessities, cum spunea domnul nostru Bălu, da, în Cartea Junglei, și reevaluându-le vezi cam ce mai rămâne de aici. Puțină dragoste, prietenie, un batic frumos, un mers demn și sentimentul că nu ai de ce să devii o cârpă trădătoare. Da. Și există o scenă în jurnalul rusesc al lui John Steinbeck, nu știu dacă l-ați citit. Nu, din păcate nu. Așa, unde bine s-a plimbat, cred că 49, în 49 a fost cu Robert Capa, celebrul fotograf, foarte simpatic de altfel, și au ajuns în Stalingrad, care era ras. Și nu știu, nu mi-aduc aminte acum unde stăteau ei, de puteau să vadă un fost cartier, care era la pământ. Niște dărâmături, dar simbolice. Nimic, nu mai exista relief neapărat. Și totuși dimineața, din acel spațiu, din subsoluri, ieșeau femei și bărbați îmbrăcați, unii chiar elegant, și mergeau la lucru. Și există fotografiile care îți fac pielea de găină, n-am văzut des așa ceva. Și spectacolul ăsta fascinant al demnității și rezilienței umane mi s-a antipărit în minte și îl asociez și eu, cum spunea și dumneavoastră, tot cu aceleași forme de relaționare umană care te duc la demnitatea speciei, atât cât a rămas. E foarte important, cum întotdeauna e important, cum îți cauți semenii, pe ce criterii îți cauți și ce vrei din acest, să zicem, cuib, rețea în care ești. Pentru că a existat și o căutare de semeni care se cheamă căutare de, nu știu, o căutare între cercurile securiste, între cele nomenclaturiste, între învârtiți, între profitori, între oportuniști. Asta e o chestiune care mai ține și de caracterul fiecăruia. Ce, pe cine consideră seamănul său pe care îl vrea să-l aibă aproape. Mhm. Am căutat semeni în sens foarte diferit. La noi a fost acest caz fericit, care ne face să ne uităm în urmă, fără să ne crape obrazul de rușine că am contribuit și noi la mizeria existentă. Vă mulțumim! A fost ca de obicei, mă rog, minunat, sigur, puțin oribil că aia e povestea, dar n-avem încotro. Faptul că ne zâmbim la sfârșit și avem concluzia asta, mi se pare salvator. Și, mă rog, lumea care ne-a ascultat, în afară de faptul că le-am stricat ziua, va rămâne mulțumită cu această tulburare. Ziua, nu, am glumit, am exagerat eu. Îi rog pe toți cei tineri un singur lucru. Să-și imagineze că au un tată și o mamă extrem de duri, care îi țin în arest la domiciliu și nu le dau voie să meargă niciunde și le impun tot timpul ce au de făcut, ca să facă o foarte mică analogie cu starea de micime, cu starea de copil definitiv și lipsit de autonomie pe care poți să o ai într-o asemenea societate. Și dacă vor o stare de genul ăsta, să tânjească. După cai vers pe pereți, în realitate ei sunt și le doresc din tot sufletul meu să nu guste din cupa amară și chiar și scârbavnică a unei vieți în care nu există libertate. Și există doar minciună. Cam așa. Mulțumim, doamnă,
Mihaela Miroi a fost alături de noi. Cu mare drag, vă îmbrățișez pe toți. Și noi. Rămâneți și cu noi pentru o scurtă fotografie de grup. Noi vă lăsăm cu gândurile astea. Mă rog, nu e neapărat un exercițiu plăcut, dar e un exercițiu necesar și, după cum ați auzit, există și formule de a duce speranța mai departe. Încă o dată, mulțumim doamna Mihaela Miroi, o aplauze, că, dar și e pleonasm. Eu vă mulțumesc. Și așteptăm să ne vedem și în planul fizic aici în studio, vreau să spun. Va veni și vremea aceea la un moment dat. Pe voi vine, vine. Așa, rămâneți cu noi, nu închideți. Să facem, să facem puțină fotografie. Da? Și noi vă lăsăm, noi vă lăsăm cu un pic de reclame și ne întoarcem să ne luăm la revedere de la voi. Mulțumim foarte mult. Morning Glory on Rock FM.